Mi-ar fi greu să enumăr toate situațiile în care am auzit creștini amenințați cu judecata, cu faptul că nu vor fi răpiți, cu faptul că o să treacă prin apocalipsa, prin necazul cel mare, că o să fie inimiciți de Dumnezeu, că o să fie osândiți. Da, țineți cont, creștini care o să fie judecați, osândiți și așa mai departe. Lucrul acesta este fundamental greșit și distruge orice siguranță și bucurie a mântuirii. Este aproape o erezie, este aproape o erezie. În Sfânta Scriptură găsim însă mai multe tipuri de judecată. De exemplu, în 1 Corinteni 11, când corintenii păcătuiau prin felul în care se apropiau de cina Domnului, Pavel li spune că dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar fiind judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. El face diferența acolo între două tipuri de judecată. O judecată făcută pe pământ, acum disciplinară, pentru că el mai sus spunea, de aceea între voi sunt bolnavi, neputincioși și nu puțin dorm. O judecată disciplinară făcută credincioșilor aici pe pământ, ca să nu fie osândiți odată cu lumea. Deci există o diferență fundamentală între creștini și necreștini, între credincioși și necredincioși. Credincioși sunt pedepsiți aici pe pământ, disciplinar, da? Ca să fie întorși către Dumnezeu, să fie cercetați și să se pocăiască. De ce? Ca să nu fie osândiți sau judecați odată cu lumea. Sunt două judecăți. O judecată pe pământ pentru credincioși, o judecată dincolo pentru necredincioși. Dar într-adevăr, Scriptura mai vorbește de o judecată de care vor avea parte credincioși când vor trece dincolo în veșnicie. Și asta este o judecată pentru răsplătire. În 2 Corinteni capitolul 3, dacă mă înșel, Pavel spune că și toți, și vorbește despre credincioși, ne vom înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Hristos. Mulți folosesc textul acela pentru a se referi la judecată de care au parte toți oamenii. Este greșit fundamental pentru că vorbește despre credincioși. Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Hristos ca să fim judecați în ce sens? Spune ca să ne primim răsplata după binele sau rău pe care l-am făcut cât timp am fost în trup. Ca să ne primim răsplata. Nu ne vom înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Hristos ca să fim mântuiți sau ca să fim osândiți sau să se hotărască dacă suntem mântuiți sau nu suntem mântuiți. Ci ne vom înfățișa înaintea scaunului de domnia lui Hristos ca să ne primim răsplata. E evident despre ce vorbește acolo și tot pasajul vorbește despre o slujire a Domnului Hristos. Slujire care duce la răsplată. Slujirea bună duce la o răsplată, slujirea rea duce la o răsplată. Nu este vorba despre mântuire. Așadar, în concluzie, credincioșii au parte de două tipuri de judecată. Judecata disciplinară pe pământ cu scop corectiv, ca să ne îndrepte Dumnezeu, să ne sfințească, să ne aducă la pocăință, și judecata la scaunul de domnia lui Hristos pentru răsplătire, nu pentru mântuire, nu pentru osândire, nu pentru condamnare, ci pentru răsplătire. Judecata prin care se hotărește ce moștenire, ce răsplată vom avea dincolo. Credincioșilor, nu veți fi judecați odată cu lumea. Nu veți ajunge împreună cu lumea la judecată. Este o eroare fundamentală să spui așa ceva. Deci este o eroare foarte gravă. Foarte, foarte, foarte gravă. Așadar, lucrul acesta trebuie să nască în noi siguranța mântuirii, bucuria mântuirii, să ne arate că avem o identitate specială în Domnul Iisus Hristos care nu se schimbă niciodată.